Și ajungem la Doinița Oancea și Augustin Viziru, care au jucat în Inimă de Țigan, toată lumea știe, în Regina, și asta s-a întâmplat acum mai bine de 10 ani. Chiar și așa, clipurile cu scenele lor sunt la mare modă pe internet, pe TikTok, iar Minodora Podcovaru și Armando Cerceluș, adică Doinița și Augustin, sunt acum aici cu amintiri și povești savuroase de la filmările serialelor, să-i poftim alături de noi. Sărut mâna, bine ați venit! Hazliu, ești frumoasă și superbă ca de fiecare dată. Ce faci, tăticule? Bine. Cum merge treaba? Ca de obicei. Ca de obicei, foarte bine. O plăcere, o plăcere. Foarte bine, pentru asta vă cunosc din filme, jucați și în Vlad acum mai nou. Da. Bravo. Avem chestii de dezbătut. Da, în seara asta de la ora 9:30. Exact. Am și greșit că am spus de la 8:30. Cer scuze. 21:30, să fie clar. 21:30. Să luăm un loc pe canapea. În seara asta apare personajul tău? Da. Bravo, mă, Augustine, mi-e place de tine, talent, băiatul, talent. Foarte frumos. E important în viață să faci ce-ți place. Și exact. Eu fac ce-mi place. Întotdeauna să faci ce-ți place. Da, corect. Asta e. Iar aici, oameni buni, l-avem pe Armando Cerceluș. Armando, da. Cerceluș, exact. Și Minodora, ce faci, Minodora? Ce să fac, Maruță, bine. Mă bucur să te vizitez după mult timp. Și eu mă bucur, tu. Dar ești neschimbată, pe cuvântul meu de onoare. Să știi că am văzut promo-ul de mai devreme. Mi-am dat seama că am mai puțin păr. Nu cred, adică e dita mai claia de și e numai, păr. E păr toată. Te uiți la ea, păr. Ăla din Flintstone, cum îl chema ăla? Era numai, ai era zis din familia Adams. Familia Adams, păr. Da. Am înțeles. Adică le arătăm oamenilor niște secvențe care sunt virale și pe TikTok și în același timp te-am văzut și pe tine, ai făcut un TikTok de data asta cu Diana Dumitrescu. Îi tot dădeai palme după cap la acum. Da, se pare că TikTok-ul s-a sezizat și a retras clipul. Nu cred. Ba, da. Noi am făcut o glumiță, dar noi... Era o glumiță legată de serial, voi, da. Și luase amploare foarte mare clipul și m-a sunat Diana astăzi și mi-a zis că i-au scos... L-au restricționat. Da, l-au restricționat. Bine, n-a fost... Adică eu, într-adevăr, în perioada eram mai violent, că povestea și Diana, dar acum doar am atins-o așa un pic doar... Bun, haideți să vedem tot felul de secvențe și să ne aducem aminte de momentele astea de aur ale televiziunii. Chiar cum a trecut timpul. Eu nu-mi dau seama. A venit Carmen Tănase la noi la emisiune. Mămica. A venit mămica și a zis mămica că la un moment dat la filmări era să te bată mămica, că a jucat un rol și a făcut o cascadorie, s-a aruncat peste geam ceva și a stat cu un prosop legat de mână și tot se zicea o replică, a doua replică și a zis, Doinița, dacă nu iese bine acum, nu mai pot rămân. Da, avem multe întâmplări, îți dai seama la câte episoade au fost, vreo 600. Mamă, 600 în total? Cât munceați atunci? De luni până vineri, de la ora 5 dimineața, 6 până seara, la cât termina? 7 sau 8? Tu erai privilegiată de lucrai doar până vinerea. Eu n-aveam nici sâmbătă, nici duminică liberă. Unde, mă? Ce nebunie era! Da. N-aveai duminica, dacă prindeai o duminică liberă, erai cel mai fericit. Îți dai seama, cu vizirul băgau scenele sâmbătă și duminică, să-i strice weekendul. Da. Era problemă mare, rău de tot. Că trebuia să fiu luni la prima oră la filmare. Da. Bun, haideți să vedem câteva momente, că mi se pare că avem nevoie să ne mai și amuzăm și să ne aducem aminte de momentele astea senzaționale. Doinița, atenție, fii atentă. Mă simt așa deschelebrat. Dacă... Da. Te simți așa deschelebrat? O guriță pot să-ți dau, dar doar una mică ca să te mai echilibrezi, dacă... Păi atât am și trebuie. Să nu te superi pe mine, că sunt proast. Nu mă supăr pe tine, că n-am cum să mă supăr pe tine. Mamă, cum sunt momentele astea, știi? Băi... Poți să plâng. Da. Te rugăm, avem în șervețele? Să te pregătiți? Lasă, să nu plâng. Că te emoționezi când vezi momentele astea. Și cu Gheorghe Viso acolo. L-am iubit foarte mult de când l-am cunoscut. Îl iubesc în continuare. Din punctul meu de vedere, un om extraordinar pentru mine, nu știu, pentru alții. Un actor desăvârșit, de la care am avut foarte multe de învățat. Eu, practic, am intrat în lumea asta civil, am mai spus asta. Nu știam nimic cu ce se mănâncă și așa. Am furat meserie de pe platou, după care am făcut și facultatea ca să am și diploma, știi? Dar am furat meserie multă de la oamenii ăștia extraordinari.
Îți dai seama cum ar fi fost atunci să fi existat TikTok-ul în timp ce se difuza în timp real zi serialul? Noi aveam TikTok acolo în fiecare zi. A, bine, da. Deci, ce unde te uitai în stânga, vedeai Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Maia, Dan Condurache, Gheorghe exact. Visu, Florina Cercel. Noi am avut un noroc fantastic, noi ăștia tineri, pentru că am avut parte de o platformă să colaborăm cu niște monștri ai cinematografiei române și în subconștient am furat și noi meserie. Îți dai seama dacă 10 ani de zile noi asta am făcut de dimineață până seara. Da, știi, vreau să te întreb, atunci când serialul ăsta era difuzat și era mare nebunie, care era efectele? Nu puteai să mergi pe stradă, era toată ziua, vrea cineva să facă o poză, vrea să te întrebe ceva, să zici o replică. Da, dar mie și acum am cer oamenii, hai zi și tu, hai zi și tu, cum ziceai în serial. Și am zic, și te mai zic că Minodorat, mai ții minte numele? Da, Minodorat, se pare că pentru oameni rămâi în memoria lor cu cel mai important proiect sau, mă rog, cu ce le-a plăcut lor cel mai mult, probabil. Că sunt sigură că au văzut și alte proiecte în care am mai jucat după. Dar ăsta o să rămână pe viață, cred, și cred că e valabil și pentru el, și Armando, pentru mămica, și pentru mulți alții care au jucat în aceste... Da, avem Armando Cerceluș. Cerceluș. La final am aflat cum îl chema și Cerceluș, când m-a arestat poliția. Haideți să vedem. Hai că avem și cu tine și avem mai multe momente și pentru cei de acasă, ia să vedem. Băi, dacă vă zic una nebuniți, băi, ce-ai făcut, bre, aici, bre, spart coniac? Ăsta e coniac bun. Ce-a fi avut cu el, dracu, știi? Bă, da, vreau să... Da, am uitat de ce am venit. Ah, bă, dar tu știi de ce am venit? Poți să te... Stai, mă, nu mă împine. Ia, gata, știu. Bre, dacă zic una nebunești, stai, te-a luat bacul, bre. Ești afară. Ești invidios. Ești afară, am zis. Bă, dar ură faci, bre, când bei, bre, n-am văzut așa ceva. Armando, da, în tinerețe. Pentru mine asta tot a început ca o joacă. Aici a început să devină... Aici care erai băut. Da, până atunci nu consumasem alcool niciodată, dar Iura făcea treaba, știa ce să-mi explice, ce trebuie să fac și nu știam senzația. Dacă te-ai gustat ceva ca să-ți intri un pic în rol, așa? Nu, am făcut ce mi-a zis Iura, ce am făcut în majoritatea proiectelor de acolo și na, a fost... Era greu să joc. Când ai de actorie, când ai intrat în lumea asta? Da, dar eu când am intrat acolo am luat-o ca pe joacă, n-am pus presiune pe mine, că ca în orice domeniu, și fotbal, ai văzut, la antrenament toți sunt pele. Când vine meciul, nu mai, de la emoții, de la stres. Eu când am intrat în seriale, singurul meu obiectiv era să cunosc cât mai multe actrițe. Și după aia am realizat că îmi place ceea ce fac. Adică mințeam și lumea m-a apreciat pentru treaba asta. Și atunci am zis, zic, haide să continui. Și când a venit proiectul Regina, de ce s-a roșit doinița? Că știe că așa vorbesc eu deschis mereu. Și la proiectul Regina... Acolo am avut foarte mult de filmat, am filmat cel mai mult dintre toți actorii din tot proiectul și am fost forțat de împrejurări să țin pasul cu actorii mari. Și pe parcurs acolo am cam învățat ce înseamnă meseria asta. Da. Dar tu nu ai mai făcut școală cum a făcut Doinița ca să ai și diploma? Nu, pe la un moment dat tot așa, că auzeam tot felul de răutăți, circulau, întrebarea era standard. Dar studii, ce studii, ce facultate ai terminat? Și m-am dus odată la un interviu și tot așa. Dar facultatea actoriei, zic, da, am făcut facultatea Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Maia, exact. Zic că ăștia au fost facultatea mea. Și la un moment dat m-am dus la Iura și am zis, bă, dau la facultate că ăștia m-au zăpăcit toți, că nu sunt actor, că dacă te duci la facultate, nu te mai ai niciun proiect. Și mie mi-au zis asta, da. Să știi. Da, bun. Dar stai, să-ți trebuie oameni că ai jucat și în umbre și în multe producții. Da, tu ai devenit actor, adică îți dai seama. Da. Și Brad Pitt. Tu zici că ai mai multe filme. Și Brad Pitt era împinge tava și tu. Tu zici că ai mai, da. Tu zici că ai mai multe filme decât mulți care au terminat actoria? Păi, nu știu, acum eu știu că am peste 1200 de episoade filmate. 1200 de episoade filmate da, în total. Da. Peste 1200, pentru că mi-am făcut un canal de YouTube în ideea de a-mi păstra și eu amintirile și așa mai departe cu toate secvențele cu mine și mă bucur de urmăritori foarte mulți. Și sunt foarte bucuros pentru că, na, asta e calculează și tu, 1200 de episoade, ori 5000 pe episod, 5000 de euro, îți dai seama. Euro, noi lucrăm cu lire, nu euro. Lire, iartă-mă, lire. Hai să mai vedem un moment cu Doinița, care a avut și ea peste 600 de episoade, nu? Până alea 4, da, cu siguranță. Ia să vedem. Tăticule, dacă te doare capul, îți dau eu o gură de asta. Ce? Niște suc.
Tu-ți bate joc de mine, fac. Tu ți-și aduci-o pe... Tu ți-și aduci-o pe... Tu ți-și aduci-o pe surta. Tăticule, știi tu cum e Roza ea vrenică așa? De dimineață s-a trezit, dar s-a dus până la magazin, mă, tata, să-și ia o pereche de papuci. Auzi. Cum erau momentele astea? Știi, te uiți parcă altfel acum la ele. Să știi că eu știu că se difuzează în reluare și s-au tot difuzat și nu m-am uitat. N-ai și nu mă pot uita. Nu. Nu, pentru că sunt niște amintiri care pe de o parte mă bucură, pe de altă parte mă întristează, pentru că sunt nostalgică de fel așa, știi? Și astea nu le mai pot întoarce, știi? Și nu, momentele astea n-am cum să le refac, să le reproduc. Și atunci uite, nu. Uite, sunt oameni care vă trimit mesaje și spun ce amintiri e frumoase. Da, multă mulțumim. Sănătate pe Andru amândoi. Era frumos, era frumos dacă era toată familia lui State. Pupă, Cipriană, da. Din Iași. Sunt foarte mulți oameni care vă... Și aduc aminte de voi de acolo. Îmi place foarte mult filmul Inima de Țigan, mă uit la în fiecare seară. Uite, oameni care se uită în continuare. Se uită. În perioada aia noi am fost și noi șocați de succesul serialelor. Nu puteai să-l gestionezi, nu știai ce se întâmplă la un moment dat. Eu am auzit 5 ani de zile de a de ce o bați mamă pe Regina. Deci eu oriunde mergeam, majoritatea secvențelor, o băteam, o căpăceam pe Diana Dumitrescu. Da. Și lumea chiar... Erau și oameni care se supărau. Mă, de ce o bați? E film, dau la mișto, dau pe lângă. Nu mă credea nimeni, dar na. Hai că nu te dai pe lângă, lasă. Mai, se mai întâmpla ca să fie reală. Poți să dau eu la din casă? Rog, frumos, da, din casă. Am avut o discuție chiar recent cu cineva, da. Și spuneam, băi, pupatul nu-i pe bune. Pe ăla poți să-l fake-uiești, adică poți să te prefaci că te pupi. E doar așa, nu și gata, mare sărut, care nu e. Dar în schimb palmele. Sunt pe bune. Eu am avut buza dacă spartă de strunilă. Dacă mergeau Augustin la facultate, înțelegea și el că palmele trebuiau să-mi dau și pe lângă. De unde? Că eu am luat cele mai multe, ca să înțelegi. Eu în toate secvențele, Dan Condureache, trei capace, la al treilea mă uitam unde e și era aici. Nu-l mai vedeam. Și cine a mai fost? Mi-a dat o palmă de mi-a troznit gâtul. Și eu te-am pocnit bine. Toată lumea mă bătea pe mine. Cum vedeam pe col și secvență de bătaie, eu știam că am filmare. Adică ori luam, ori dădeam. Era una din două. De ce ți-a dat strunilă? O palmă ți-a rupt, ți-a spart buza? Da, dar nu o palmă, mai multe. Că am făcut o dublă. Am avut o secvență și am tras mai multe duble. Și până la urmă mi-a spart buza. Pentru că el e și trei risc din ăsta, știi? Eu dădeam oarecum mai cu grijă. Până am învățat că, bă, dacă vrei să dai să iasă din prima, nu, dai cu grijă. Și l-am bătut pe vizirul, în schimb, în alte producții. Am învățat bine. Până la mine. Până la mine. Uite, zice cineva, mie mi-a plăcut mult de Augustin Vizir în serialul Umbre, Costin din Mangalia. Oameni care vă găsesc și vă văd din diferite producții. Haideți să mai vedem niște secvențe, că uite, sunt multe mesaje. Ia. Te las ție, te sper pe capul ea, e moștenirea ta. Dar să nu te mai aud azi, că ai o pretenție la mine, da? Haide, primul moștenitor, ai casă din chirpici, filial, dracu. Ce prost ești. Asta și mechere, să vezi ce bani o să iau eu pe casa asta, ce figuri o să fac eu o săptămână în Italia. Ravagi, fac. Armando, fără figuri de samurai, jiu-jitsu și alte karate kid, dar ușor, căpătează, tată. Păi atunci stau dracu în casă, nu mai ies nicăieri. Pun mâna, citesc un ziar, mănânc o banană. Dar o grefă ce are? O grefă? O grefă de creier, strâmeții. Armando, uite, mesaje de la oameni care sunt de 22 de ani plecați din țară în Madrid și nu scapă niciun episod și acum în reluare, să se uite și să vă urmărească peste tot. Mesaje, foarte multe mesaje frumoase. Ne bucurăm că ăsta e rodul muncii noastre, că am muncit mult. Mulți. Chiar am muncit mult și când ne opresc cu oamenii pe stradă și ne aplaud, mă rog, ne felicită pentru ceea ce facem, eu chiar mă bucur. Dar acum am văzut în secvența asta, era și Lucian, fratele tău, da. Care el avea mai multe, cum să zic, date ca să rămână actor și să continue în lumea asta, că el a fost înaintea tău. Da, 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 păi el m-a băgat cu japca pe mine. Nu cred. El a mai avut o tentativă, a încercat ca să mă facă cântăreț. Deci el întotdeauna vrea să te tragă după ce face. Dacă eram oaia neagră a familiei, eu n-aveam niciun scop în viață, îți dai seama, singura mea ocupație era să cheltui bani și să mă distrez, atâta, altceva nu făceam. Și na, ajunsesem 23-24 de ani și familia intrase în panică. Mă, ce face ăsta? Și atunci era perioada gaz pe foc, Lucian avea trupa. Lucian atunci era în pole position peste tot și mi-a zis, vină-mă încoasă să-ți fac trupă.
Du-te, bă, de ce cânt și eu? Vino, mă, încoa. Bine, avea și obligație la cineva de mi-a făcut o trupă cu cineva. Mă rog, nu contează. Mi-a făcut trupă, am văzut caseta când am ajuns acasă. Cum mi-a trupa, da? Trupa, da. Se numea trupa, da. Da? Da. Da, da. Cum a trupa, da? Să-i Doamne ajută că nu-i nicio imagine până nicăieri. Doamne ajută. Pentru că n-am văzut caseta prima oară. Deci aveai și casetă scoasă? Casetă, că ne înregistra mama, casetă video, da, normal. Mama înregistra. Și trupa, da? Da, trupa, da, și când am văzut, țin minte și acum e. Erau doi băieți sau cum era? Doi băieți, da. Și ne-am dus la Horia Brânci în emisiune. Și acum trebuia să intrăm în direct. Și când stăteam cu fața către scenă, așteptam să înceapă melodia cum ar veni. Să dea motor, acțiune, nu știam exact ce așteptam. Și acum îl văd pe colegul meu de trupă că face ceva. Și mă uit la el, mă, ce faci, mă, tu ce faci, mă, taci din gură, că am o surpriză. Și începe la melodia, rec, dai drumul ăla. Ta-na! Eu când am văzut cum a reacționat, m-am panicat, că nu știam ce să fac. Nu-ți mai spun că-s urs la dans. Doi pași stânga, doi pași dreapta. Și am zis, frate, eu am spart caseta. Și am zis că dacă mai mă pui vreodată să cânt, te bat și pe tine și pe toată lumea. Dar trupa, da, venea de la inițialele voastre, da, erau, da. Augustin și Dragoș, de la el, Dragoș și Augustin, da. Și țin minte și acum... Dragoș, dacă te uiți, se inventase cartela aia cu un cent minut în weekend. Da, da, da. Și când se activa weekendul, la ora 8, mă suna colegul meu de trupă, eu la 7:30 adormeam. Bună dimineața, Augustin, bună dimineața. Am niște idei noi de niște piese, îți dai seama, eram... M-a sunat odată, m-a sunat de două ori, a trei oară i-am spus ceva și de atunci nu m-a mai sunat. Băi, atunci a dat seama și Lucian, frate tu din Ziru, da, că nu poate să facă din tine artist. De... Și tot și el m-a dus la... El te-a luat? Da, da, da. El m-a dus la... m-a dus la un casting tot, m-a păcălit. Ce te... nu cred. Mi-a zis, vină cu mine că am puțină treabă și am intrat la un casting. Și când am intrat acolo erau 20-30 de persoane, fiecare completa cât un formular. Și frate mi-a zis, te văd, stai aici că vin imediat. Și a venit o fată la mine, vrei să completești un formular? Zic, de ce? Păi nu, că poți completează-l și tu. Totul era pregătit, adică el știa că se purta cu mânuși cu mine pe atunci. Acum nu mai e cazul. Și am scris eu acolo ce limbi străine știu, ce studiam, că fanez, că nu știu ce. Și vine cineva și prezintă rolurile. Rolul lui Max, Lacrimi de iubire, primul meu proiect. Și un rol de gay, pe care l-a jucat Bartoș. Și acum... am aș dat... vrea să te văd într-un rol de gay. Bă, dacă provocarea care e... Vrea, da, acolo provocare. O facem, nu-i problemă. Mă rog, și una peste alta zice, haide, nu vrei să dai și tu probă? Și eu zic, du-te mă, mă fac eu de râs de față cu ăștia, să râdă ăștia de mine. Și că nu, că intri cu un regizor într-o cameră. Și așa l-am cunoscut pe Iura. Și practic de acolo a început viața ta. Și am intrat cu Iura în cameră și mi-a pus o cameră. Era plictisit, era supărat, cred că văzuse nu știu câte globe până la ora aia. Și mi-a pus camera în față și imaginează că eu gagic, că dă-te la aia. Dar și nimerit. Și am zis și eu ce mi-a... Păi așa era rolul. Da, da, exact. Și am zis și eu ce mi-a trecut mie prin cap pe acolo. A doua zi am primit telefon, felicitări, ați luat rolul pentru nu știu ce. Și de acolo a început... Cariera ta. 9 ani, orice rol negativ a fost al meu. Da, foarte da. Tare, uite, trebuie să-i mulțumești lui Lucian. Tot timpul, întotdeauna, întotdeauna. Super, super tare. Ai mai avem secvențe? Mai vedem o secvență, ceva? La cererea publicului, hai să mai vedem una cu Doinița. Sunt multe mesaje care vin pentru voi și mă bucur mult de tot. Uite, mulțumim, oamenii vă iubesc foarte mult tare. De tot, și asta mulțumim. Contează. Ia. Fă trage-o jos, tu vrei să moară tactul de inimă când te-o vede cu nepanorama aia pe tine, moare de oi holbați, trage-o jos, dar urâtă ești. Și fă, că nu se arată genunchii legea noastră proastă. Bă, legea se mai schimbă. Uite ce genunchi frumos. Fă, ia uite, ești la fel, ia să văd. Fă formală cu cine dracu se menașchi la bic așa. Da, momente frumoase, n-ai cum să nu... Să nu te bucuri când le vezi și ți-aduci aminte da. De ele. Foarte frumos. Mă bucur mult de tot că ați fost aici la noi astăzi. Cu drag am venit. Spune-mi care a fost cel mai tare compliment pe care l-ai primit de-a lungul timpului. Pentru rolurile pe care le-ai jucat, pentru, uite, sau pentru rolul ăsta. Nu știu dacă m-am gândit vreodată sau dacă am stat să-mi calculez vreodată, dar faptul că și acum oamenii mă opresc pe stradă și îmi spun felicitări, ai jucat extraordinar, ai rămas în memoria noastră, nu știu, te iubim. În faptul că lumea vine de la mine și mă ia în brațe și mă pupă, mie mi se pare că e suficient. E cel mai frumos dar pe care aș fi putut să-l primesc. Adică oamenii
m-au iubit din prima secundă în care m-au văzut și am rămas în sufletul lor. E suficient. Foarte frumos. Uite, în Vlad, tot pe scandal este vizirul, întreabă publicul. În seara asta, de la ora 21:30. O să vă placă, o să vă placă cu siguranță. Mie îmi place foarte mult și dacă mie îmi place ceea ce fac, cu siguranță o să transpun și pe micile ecrane ceva drăguț. Păi, dă-ne un pic un punci nou, întreabă lumea aici, tot pe Golăneală, tot pe Pupăceală. Cum te cheamă? Da, Cichician. Deci cum te cheamă, Vlad? Cichician. Ah, clar, mă, ești bibliotecar. Da, Cichician mă cheamă și o să aveți parte de foarte multe surprize. Deci profesor de istorie după față, îmi dau seama. Cichician, profesor de istorie. Doctor de ginecolog. Spune, ce îți face familia? Bine, suntem, da, este un subiect mai sensibil pentru mine, tu știi că eu nu vorbesc de viața mea personală și nu îmi place să vorbesc de... Nu, dar sunt bine atâta tot, că apoi să nu dai... Da. Totul e bine? Da. Asta e tot ce contează. Doinița, la tine? La mine, ce vrei să spun? Ciucă tot singur e, să știi. Ciucă e tot singur, dar da. Nu știu ce să zic. Pe mama o dare spatele. Am probleme cu ea. Ciucă a făcut și kinetoterapie câteva cursuri la un moment dat. Pe mama o dare spatele, am probleme. Caut un doctor foarte bun care să mă scape de operație. Dacă există cineva care știe cum... Nu? Doinița Oancea, da? Pe Instagram, sigur, Augustin rog, Vizirul pe Instagram, mulțumesc. Oameni buni. Noi ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Căutați pe oamenii ăștia pe Instagram, pe Facebook, Augustin Vizirul, Doinița Oancea. Sunt super oameni, ne întoarcem.